comuna Petreni, Raionul Drochi, a devenit o tradiție ca la finele recoltării mecanizatorilor să li se înmâneze diplome și mențiuni pentru munca depusă la semănatul și recoltarea grânelor. Normal, mergem în condiții, să zicem, chiar ca în Europa, nu, dar în orice caz ne stărâm să recoltăm grânele normal, la timp, fără pierderi, să avem pâine pe masă. Locuitorii comunii menționează că aceasta este o tradiție frumoasă, care ar trebui menținută în semn de stimă și respect pentru sătenii care muncesc în câmp. Sărbătoarea tradițiilor populare este binevenit pentru noi și copiii noștri trebuie să cunoască lucrurile acestea. Deci ne bucurăm și noi împreună cu tot satul și aș vrea ca pe viitor tot așa să fie o astfel de sărbătoare. Măcar în 2-3 ani să repetăm astfel de sărbătoare. Mecanizatorii au făcut tot posibilul pentru a recolta fără pierderi grânele, deoarece în acest an roada este cu mult mai mică. Cu anii precedenți roada e mai mică, dar în comparație cu condițiile anul acesta, roada e mulțumitoare. În jur la 3.000 de kilograme la un hectar, unii mai mult, unii mai puțin, în mijlociu la 3.000 de kilograme pe hectar. Prin tradiție, la sfârșit de an, cei 40 de mecanizatori din comuna Petreni care lucrează cu abnegație sunt premiați cu diplome, mențiuni și premii bănești.